În acest episod ne întoarcem la o serie prea iubită, iar prima poveste se numește O bătaie la ușă. Le-am spus oamenilor de pe cealaltă parte a ușii că am nevoie de un minut să mă gândesc și voi ieși afară. În realitate, eu scriu aceste lucruri doar ca să-mi dau seama ce urmează să fac, măcar de data asta le-am auzit vocile. Paranoia mea, și da, recunosc, sunt paranoic, m-a făcut să mă gândesc la modul în care vocile ar putea să fie falsificate electronic. E posibil ca afară să fie doar boxe care simulează vocea oamenilor. Chiar le-a trebuit 3 zile să vină și să vorbească cu mine? Amalia se presupune că este afară, împreună cu 2 polițiști și un psiholog. Poate că le-au luat 3 zile să se gândească la ce să-mi spună. Ideile psihologului par să fie destul de convingătoare. Dacă decid să mă gândesc că totul a fost doar o neînțelegere și că toată treaba nu este de fapt o entitate care încearcă să mă păcălească să deschid ușa. Psihologul avea o voce mai în vârstă care suna a o persoană cu autoritate, dar căreia totuși îi pasă, îmi plăcea. Sunt disperat doar să văd pe cineva cu ochii mei. A spus că am ceva numit ciberpsihoză și că sunt doar unul din miile din epidemia națională care a acoperit viețile oamenilor cu o situație de colaps similară a mea, declanșată de un e-mail care a ajuns cumva la mine. Jur că a zis, treci, mergi peste cumva. Cred că vrea să spună că s-a împrăștiat prin toată țara inexplicabil, dar sunt foarte suspicios că o entitate a scăpat neobservată și a descoperit totul. A spus că sunt parte dintr-un val de comportament descoperit, că o grămadă de alți oameni au exact aceeași problemă cu aceleași temeri, chiar dacă nu am vorbit niciodată cu ei. Asta explică foarte frumos e-mailul foarte ciudat despre ochii pe care am primit. Nu am primit e-mailul care a declanșat original, am primit o clonă a acestuia. Poate că și tovarășul meu a luat-o razna și poate că și el a încercat să avertizeze pe toată lumea, să nu-i creadă temerile paranoice. Poate așa s-a și răspândit problema, așa spune psihologul. Poate chiar și eu am răspândit-o cu mesajele mele, SMS-urile, chatul online cu toată lumea pe care o cunosc. Unul din oamenii pe care cunosc e posibil chiar acum să-și piardă mințile după ce a fost declanșat de ceva ce eu le-am trimis. Ceva ce poate au interpretat, în ce fel au vrut ei, ca un mesaj care întreba dacă a văzut pe cineva față în față recent. Psihologul mi-a spus că el nu vrea să piardă încă un om, că oamenii ca mine sunt inteligenți și că aceasta este de fapt pierzarea noastră. Facem conexiune pe care le facem atât de bine, chiar și atunci când nu ar trebui să existe acolo. A spus că este ușor să fii blocat în paranoie, în lumea noastră care se mișcă cu foarte mare viteză, o lume în continuă schimbare, unde din ce în ce mai multe interacțiuni ale noastre sunt simulate. Trebuie să recunosc un lucru. Este o explicație grozavă. Explică mai totul. De fapt, explică perfect totul. Am fiecare motiv să dau la o parte această teamă de coșmar că un lucru, ceva sau o conștiință, creatură de acolo, vrea ca eu să deschid ușa doar ca să mă captureze pentru a avea o soartă mai rea, nu știu ce soartă, dar mai rea decât moartea. Ar fi ignorant din partea mea, după ce am auzit această explicație, să stau aici în casă până când mor de foame, doar ca să-i fac în ciudă entității care e posibil să fi prins deja pe toată lumea. Ar fi ridicol să mă gândesc la asta după ce am auzit explicația. E posibil să fiu unul dintre ultimii oameni care au rămas în viață într-o lume goală, ascuns în subsolul sigur al casei mele. Vomitând în imaginația mea o entitate înșelătoare la care nu s-ar putea gândi nimeni doar ca să refuz să fiu capturat. Este o explicație perfectă pentru fiecare lucru ciudat pe care l-am văzut sau l-am auzit și am toate motivele să renunț la teamă și să deschid ușa. Exact acesta este motivul pentru care nu am să o fac. Cum pot să știu ce e real și ce este înșelăciune? Toate mizerele din ziua de astăzi cu semnale și fire care și-au originat cine știe ce loc nu sunt reale, nu pot să fiu sigur. Semnalele dintr-o cameră, un video fake, un telefon care are în spate o inteligență artificială, e-mail-urile, chiar și televiziunea. Stând televizorul spart pe podea, cum pot să zic cu siguranță că e real? Că nu este doar un semnal, un val, lumină? Ușa? Ușa! Bate la ușă, încearcă să intre înăuntru. Ce aparat mecanic nebun ar putea să fie care ar putea să simuleze sunetul oamenilor care atacă o ușă groasă de lemn atât de bine? Măcar în sfârșit o să o văd cu ochii mei deschisă. Nu mai am nimic cu ce să mă păcălesc aici. Am sfârtecat toate obiectele din jurul meu. Nu poate să-mi înșele ochii. Poate? Văzând cu proprii tăi ochi, nu te poți încrede în ei. Așteaptă. E posibil să fie un mesaj disperat care îmi spune să am încredere în ochii mei? Sau care mă avertizează cu privire la ochii mei înșiși? Că
care e diferența între o cameră și ochi? Amândoi transformă lumina în semnale electrice? Sunt la fel. Nu pot să fiu înșelat. Trebuie să fiu sigur. Trebuie să fiu sigur. Le-am cerut calm o bucată de hârtie și un pix în fiecare zi până când în sfârșit mi-au dat ce le-am cerut. Nu că ar conta ce-o-i face. Îmi scot ochii, bandajele fac parte din mine în momentul de față, durerea a trecut. Cred că este una dintre ultimele mele ocazii în care pot să scriu, citeți, cel puțin. Pentru că, fără vedere, ca să-mi corectez greșelile, mâinile mele încet vor uita mișcările necesare pentru a scrie. E un fel de răsfățare, scrisul, doar o relicvă a altor timpuri. Pentru că sunt sigur că toată lumea din lume este moartă sau într-o stare mult mai rea. Stau rezemat pe peretele plușat, zi după zi, entitatea mi-aduce mâncare și apă, se maschează ca un fel de asistentă și un medic la care nu poți să ții. Cred că știe că auzul meu s-a ascuțit, acum că trăiesc în întuneric. Pune la castofane conversații false în holuri, în caz că aud ceva. Una dintre asistente, între ghilimele, vorbește despre faptul că va avea un bebe curând. Unul dintre doctori spune că și-a pierdut soția într-un accident. Nimic nu contează, nimic nu e real, nimic nu ajunge la mine, nu așa cum o face ea. Și asta e cea mai rea parte, e partea pe care nu o pot suporta. Chestia aia vine la mine mascată în Amalia. Bă, e perfectă. Geană cu geană, pixel cu pixel. Se aude exact ca Amalia, se simte ca ea. Chiar și lacrimile sunt identice cu ale ei și aproape că simt viață în obrajii ei. Când chestia m-a târât pentru prima oară aici, mi-a zis toate lucrurile pe care am vrut să le aud. Mi-a spus că mă iubește și că întotdeauna m-a iubit, că nu înțelege de ce am făcut asta și că mai putem să avem o viață împreună. Doar dacă aș înceta să mai insist că am fost înșelat. A vrut să cred, nu! A avut nevoie să cred că este reală. Și aproape am crezut-o, era s-o mușcă. M-am îndoit de mine pentru foarte mult timp. În final, totuși, totul era prea perfect, prea fără cusuri, prea real. Falsa Amalia venea în fiecare zi, apoi în fiecare săptămână și până la urmă a încetat să mai vină. Dar nu cred că entitatea va renunța vreodată. Cred că jocul de așteptare este doar un altul din planurile malefice. Vă rezista până la capătul vieții dacă trebuie. Nu știu ce s-a întâmplat cu restul lumii, dar știu că treaba asta vrea ca eu să-i cred minciunile. Are nevoie ca eu să-i cred. Și asta înseamnă că poate eu sunt un ghimpe în coastele ei. Poate Amalia este încă în viață undeva, ținută în viață doar de puterea mea de a rezista înșelătorului. Mă țin de gândul ăsta cu speranța, aruncându-mi corpul în față și în spate, în celulă de peretele moale pentru a trece timpul. Nu voi renunța niciodată, nu voi fi învins niciodată, eu sunt un erou. Medicul a citit hârtia pe care a mâzgălit-o pacientul, de-abia putea să fie citită, cu niște litere tremurânde, scrise de un om care nu putea să vadă. A vrut să râdă la tăria imbatabilă a pacientului, o dovadă a puterii voinței omului de a supraviețui, dar știa că pacientul nu e bine, că își pierduse mințile. Până la urma urmelor, orice om normal ar fi cedat înșelăciunii cu ani în urmă. Medicul a vrut să zâmbească, a vrut să-i șoptească ceva de încurajare omului pierdut, a vrut să țipe, dar filamentul de nervi care înconjura capul și intra în ochi l-a făcut să spună altceva. Corpul s-a intrat în celulă ca o păpușă, i-a mai spus încă o dată că greșește și că nimeni nu încearcă să îl înșele. Și cu acest ultim mesaj încurajator, vă rog să nu vă uitați la noapte pe geam, pe fereastră, iar vocile de copil spuneau că vor veni după cei care nu sunt abonați. Voi toți ceilalți abonați la canal sunteți în siguranță, dar restul, uitați-vă pe geam, la simbolul miilor de copii și pentru fiecare este una care nu a dat click pe butonul de abonare și clopoțelul de notificare. Eu sunt Alex Cosma, până data viitoare spuneți-mi cum vi se pare aceste povești. Sper că v-am speriat în ultimul hal. Trebuie să recunosc, sunt un pic mai lungi decât în mod normal, povestea descrie mai mult ceea ce se întâmplă decât în mod normal. Sper oricum să vă placă și să fie o experiență plăcută. Vă mulțumesc tare mult că mă urmăriți, eu sunt Alex Cosma și în data viitoare, vise plăcute neabonaților, după voi o să vină.